Săptămâna curentă a fost marcată de alegerile în Parlamentul European, care au produs unde seismice în mai multe state membre. O prezență masivă la vot, inclusiv a cetățenilor români în Republica Moldova, care, coincidență sau nu, va deveni în curând destinația vizitelor mai multor oficiali străini. Sunt Iulian Fruntașu și bine v-am găsit la emisiunea Conexiuni. Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite își trimit săptămâna viitoare emisari la Chișinău. E vorba de vicepremierul rus Dmitri Kozak, comisarul UE pentru extindere și bună vicinătate Johannes Hahn și reprezentantul Departamentului American de Stat Brad Friedan. Vizitele celor trei oficiali au loc pe fondul incertitudinii legate de crearea unei majorități parlamentare la Chișinău. Analiștii semnalează că venirea emisarilor în Republica Moldova are loc după ce Partidul Democrat a invitat socialiștii la negocieri privind formarea unei coaliții de guvernare. Președintele Consiliului European Donald Tusk a fost împuternicit de liderii UE să conducă negocierile privind viitorul președinte al Comisiei Europene. Tusk va trebui să negocieze cu liderii UE și cu Parlamentul European până la summitul din 20-21 iunie. Cancelarul german Angela Merkel îl susține pe compatriotul său Manfred Weber, cap de listă al PPE la europarlamentare. Președintele Franței Emmanuel Macron se opune însă principiului capilor de listă, în condițiile în care popularii și socialdemocrații nu mai dețin de unii singuri majoritatea în Parlamentul European. Parlamentul Ucrainei a respins cererea noului președinte Volodymyr Zelensky de a-l demite pe șeful guvernului Volodymyr Groisman. Cererea de demitere a acumulat doar 97 de voturi din necesarul de 226. Potrivit analiștilor, votul arată lipsa de sprijin politic în Parlament pentru noul președinte, care a cerut deja dizolvarea Parlamentului, organizarea alegerilor parlamentare anticipate și schimbarea legislației electorale. Opoziția din Parlamentul Austriei l-a înlăturat de la putere pe cancelarul conservator Sebastian Kurz. El a primit vot de neîncredere din partea socialdemocraților și partidului de extremă dreapta FPÖ, aflat în alianța de guvernare. Cancelarul a fost acuzat că ar fi încercat să îndepărteze pe miniștrii FPÖ din guvern, declanșând alegeri parlamentare anticipate. Austria urmează să fie condusă de un guvern de experți până la alegerile anticipate din septembrie. 100.000 de oameni l-au întâmpinat azi pe Papa Francisc la Blaj, unde a celebrat cea de-a treia sfântă liturghie din programul călătoriei sale întreprinse în România. În timpul slujbei au fost beatificați cei 7 episcopi greco-catolici martiri. La Blaj a fost prezent și președintele României, Klaus Iohannis, împreună cu soția sa de religie greco-catolică. La ceremonie a asistat și premierul Viorica Dencilă, însoțită de alți membri ai guvernului de la București. Alegerile europene au trecut cu bine. Populiștii și naționaliștii au luat sub 30%, însă divergențele naționale, ideologice și cele personale nu vor permite, se pare, crearea unui grup populist puternic. Liga lui Salvini, Adunarea Națională a lui Marine Le Pen și Alternativa pentru Germania vor coopera, bineînțeles, în viitorul legislativ european. Nu se cunoaște deocamdată ce va face Fideszul lui Orban, partidul Brexit al lui Farage, pe când celelalte partide naționaliste și populiste s-au prezentat prost. Dincolo de prestanța sub așteptarea populiștilor, a fost impresionantă rata de participare a cetățenilor europeni, în jur de 51%, inclusiv mulți votanți tineri. Perdanții clare ai acestor alegeri sunt populare și socialiștii, pe când liberal-democrații și verzii au devenit indispensabili în procesul de formare a viitoarei coaliției. Fragmentarea politică a Parlamentului European pare la prima vedere un lucru negativ. Dar aceasta reflectă în mod democratic varietatea de interese și îngrijorări ale cetățenilor europeni. Iar forțele politice pro-europene, în special PPE, nu au decât să iasă din zona de confort și să facă față noilor provocări, inclusiv prin politici consensuale. Însă lucru care ne pare absolut remarcabil este consolidarea politică a Parlamentului European, care a oferit instituției o legitimitate mult mai mare decât ce au imaginat autorii tratatului de la Lisabona de acum 10 ani în urmă. E o mișcare tectonică spre un federalism mai mare din contul abordării interguvernamentale. Faptul în cauză este confirmat și de impactul avut de alegerile europene asupra politicii din multe state membre, care e în proces de reconfigurare. Acestea fiind spuse, ne exprimăm speranța că statele membre, în special Germania, nu vor încerca să submineze credibilitatea Parlamentului, fie prin impunerea unei președinte a Comisiei, fie prin insistența asupra altor chestiuni decise în mod mai puțin transparent de Consiliu. Cetățenii europeni au ales Parlamentul să le fie respectat votul.
Pentru prima dată în ultimii 40 de ani, marile partide de centru-dreapta și de centru-stânga nu vor mai avea majoritatea în Parlamentul European. După alegerile de săptămâna trecută, popularii europeni și socialdemocrații au pierdut în jur de 70 de mandate. PPE s-a clasat pe prima poziție cu 179 de mandate, urmat de Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților cu 153. Împreună, cele două grupuri dețin acum mai puțin de 376 de mandate, cât e majoritatea simplă a Parlamentului European cu 751 de locuri. Astfel, pentru a forma o majoritate solidă, cele două grupuri tradiționale vor avea nevoie de sprijinul liberalilor și verzilor, care s-au clasat pe următoarele două poziții. ALDE a acumulat 105 mandate, iar grupul verzilor 69. Asupra unei coaliții cu aceste formațiuni a insistat și candidatul Partidului Popular European la șefia Comisiei Europene, germanul Manfred Weber. Es ist Aufgabe von Demokraten, sich zusammenzusetzen und miteinander einen Weg in die Zukunft zu finden. Die Europäische Volkspartei streckt die Hand aus. Wir wollen dieses Miteinander. Wir wollen den Kompromiss, wir wollen den Konsens. Wir sind bereit zu allen Gesprächen und bereits heute Abend werde ich die vier Fraktionsvorsitzenden von Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und eben von uns, von der Europäischen Volkspartei, zusammenholen, um diese Gespräche zu starten. Dacă PPE și socialdemocrații vor reuși să ajungă la un acord cu liberalii și verzii, majoritatea în Parlamentul European va avea peste 500 de deputați. În asemenea condiții, populiștii, extremiștii și naționaliștii vor fi din nou marginalizați, chiar dacă au înregistrat rezultate mai bune decât acum 5 ani. Stehen als Europäische Volkspartei für Stabilität. Das bedeutet, dass wir eine Kooperation mit rechts und links extremen die Europa ablehnen, das Europäische Parlament Projekt nicht unterstützen, dass wir eine Partnerschaft mit diesen Parteien ablehnen, kategorisch ablehnen. Populiștii, extremiștii și naționaliștii au obținut la alegeri 25% din voturi, dar au șanse reduse de a forma o singură fracțiune. Extremiștii de dreapta și cei de stânga au viziuni diferite, în special privind relația UE cu Rusia, asistența financiară regională și repartizarea migranților. Liderul Partidului Liga Nordului, vicepremierul italian Matteo Salvini, s-a arătat totuși încrezător că va reuși să creeze o alianță cu peste 100 de europarlamentari. Voglio aspettare i dati, noi ambiamo ad avere un gruppo che abbia almeno 100 europarlamentari e abbia l'ambizione di arrivare a 150. Se ciascuno supererà gelosie, simpatie, antipatie. Grupul extremei de dreapta, Europa Națiunilor și Libertății, a obținut în alegeri 58 de mandate. Cele mai multe voturi pentru acest grup au adus Liga Nordului a vicepremierului italian Matteo Salvini și Uniunea Națională a extremistei franceze Marine Le Pen. Ambele partide au ieșit învingătoare în țările lor, acumulând împreună 50 de mandate, la care se mai adaugă 11 ale Alternativei pentru Germania și alte 8 adjudecate de formațiuni din Austria, Belgia și Cehia. Grupul extremei de stânga, Europa Libertății și a Democrației Directe, a acumulat la rândul său 54 de mandate. Cele mai multe mandate pentru acest grup au adus partidul Brexit din Marea Britanie și Mișcarea 5 Stele din Italia, 29, respectiv 14. Populiștii mai mizează pe unii europarlamentari care reprezintă grupul confederal al Stângii Unite Europene și Stânga Verde Nordică. În Parlamentul European au mai intrat 63 de reprezentanți ai grupului conservatorilor și reformiștilor europeni, 8 deputați neafiliați și alte 24 de partide mici. Acestea vor conta însă mai puțin în luarea deciziilor noului legislativ. În acest an, participarea la vot a ajuns la 51%, fiind cu 8% mai mare decât la scrutinul de acum 5 ani. Potrivit analiștilor, prezența sporită a votanților la alegerile europarlamentare se datorează consolidării forțelor pro-europene care au semnalat pericolul venirii populiștilor la putere. Vom discuta subiectul în cauză cu invitații noștri speciali în această seară. Domnul Iurie Leancă, vicepremier pentru integrare europeană. Bună seara, domnule Leancă. Bună seara. Și, bineînțeles, Iulian Groza, director IPRE. Bună seara, Iulian. Bună seara. Voi începe cu o întrebare așa mai generală, de la bun început. Este un subiect foarte interesant, complex, ca să nu spun complicat. Domnule Leancă, cum v-au părut aceste alegeri parlamentare ale în cadrul Uniunii Europene? Se știe că miza pentru aceste alegeri a fost mult mai mare decât acum 5 ani sau decât toate celelalte care au avut loc în istoria Uniunii Europene. Și prezența la vot despre care ați vorbit și dumneavoastră în cuvintele introductive demonstrează faptul că cetățenii europeni și-au dat seama de această miză foarte mare a acestor alegeri, ținând cont de provocările care au avut loc și de problemele cu care se confruntă comunitatea pe ansamblu. Elementul absolut nou a fost faptul că pentru prima dată aceste alegeri au avut un eco foarte mare și în Republica Moldova. Și dacă comparăm numărul celor prezenți la urne
cu numărul de acum 5 ani, vom vedea o creștere mare, un interes sporit și bănuiesc o înțelegere mai mare cât de importantă este inclusiv pentru Republica Moldova ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, componența Parlamentului European care va alege în continuare Comisia Europeană. Și pe această cale vreau la fel să felicit cetățenii români din Republica Moldova, cei care s-au prezentat la vot și în mod special celor care au votat pentru Pro-România, unicul partid din România care a avut un candidat din Republica Moldova, mă refer la o milă mea persoană. Exact. Dar noi vom reveni Știu, la acest subiect. Dar asta am vrut să menționez pentru început. Da. Iulian, cum ți-au părut aceste alegeri? Nu știu dacă ai avut ocazia să compari cu alegerile precedente, atunci cred că au fost alte circumstanțe, dar comparativ, cum ți-au părut această mobilizare despre care vorbește domnul Leancă? Care a fost miza? De ce s-au mobilizat acești cetățeni? Înțeleg mișcare populistă, dar totuși, cum s-a întâmplat și de ce s-a întâmplat acest lucru? Evident, contextul este puțin diferit ca în anii precedenți. Mizile erau mult mai mari. Atenția politicului, partidelor tradiționale, față de diferite provocări care vin din partea mișcărilor populiste de dreapta, amenințărilor din afară, asupra implicării în alegerile europarlamentare, a fost destul de mare și, respectiv, a fost o campanie foarte puternică de mobilizare a cetățenilor europeni, lucru care s-a observat și în prezența lor la vot. Majoritatea țărilor europene, 20 de țări, au fost o prezență peste cu siguranță peste prezența de data trecută și lucrul ăsta demonstrează că cetățenii europeni înțeleg mai bine și mizează sau pun speranță în această instituție a Parlamentului European, deci mizează mai mult pe puterea ei de luare de deciziilor. Domnule Leancă, am observat, bineînțeles, rezultatele foarte bune ale verzilor și ale liberal-democraților. Cum explicați aceste rezultate foarte bune? După mine că acum 2 ani în urmă verzii nu erau creditați cu niciun membru în Parlamentul European, pe când acum în Germania, de exemplu, au ieșit în fața CDU-ului german, adică partidul cel mai important care pe al lui doamnei Merkel. Iulian, eu nu știu dacă trebuie să intrăm în analize foarte nuanțate și subtile de ce verzii au luat mai mult, de ce liberal-democrații au reușit mai mult. Mereu există mișcări pe scena politică. Unele partide vin, iau rezultate mai bune, după aia imaginea lor se erodează, vin altele. Ceea ce a fost interesant este elementul la care v-ați referit, această tendință puternică pentru partidele populiste care, iată, au făcut au abuzat problemele cu care se confruntă Uniunea Europeană, valul migraționist, birocratizare excesivă a Bruxelles și așa mai departe. În rest, convingerea mea este că pe noi trebuie să ne intereseze ce se întâmplă, ce se va întâmpla în contextul acestor alegeri în Parlamentul European, pe dimensiunea relațiilor cu Estul, inclusiv cu Republica Moldova. Pe noi trebuie să ne intereseze care va fi rolul României în acest nou concert european. Va avea o voce mai distinctă, o voce mai puternică, va fi auzită mai deslușit la Berlin, în alte capitale și în mod special la Bruxelles, sau nu? Fiindcă votul a fost cel care a fost, rezultatul este cel care este. Acum să vedem ce se întâmplă cu acest vot și cu acest rezultat din punctul meu de vedere. Asta contează pentru noi. Iulian, ce contează pentru noi? Domnul Leancă zice că contează în primul rând care va fi atitudinea Parlamentului European și a instituțiilor europene față de Republica Moldova. Dar este important ce se întâmplă și în cadrul Uniunii Europene, pentru că în dependență de politicile Uniunii Europene, asta de fapt evident preocuparea, mai mult. Preocuparea parlamentarilor europeni va fi mai mult de natură internă. Sunt foarte multe subiecte pe care Parlamentul European trebuie să le soluționeze. Cele legate, în primul rând, spre exemplu, de formarea instituțiilor Comisiei Europene, numirea președintelui cu Consiliul European. Lucrul ăsta va implica foarte multe negocieri. Probabil vom asista la o coaliție dintre trei partide tradiționale, Partidul Popular European, Partidul Socialiștilor Europeni și ALDE. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 2009. A existat o astfel de coaliție atunci și exact aceste trei partide au format
Deci instituțiile europene și respectiv au dictat politicile europene la nivel european și vorbind de politici, prioritar pe agenda Parlamentului European cu siguranță va fi bugetul. Bugetul pentru anii 21-27 este un nou buget care se negociază de mai mult timp. Care se negociază de mai mult timp. El va implica, apropo, și o recalibrare a asistenței pentru țările din afara Uniunii Europene, inclusiv pentru Republica Moldova. Partea bună este că bugetul dedicat țărilor din afara UE va crește și o altă noutate bună este că va exista o competiție pentru aceste fonduri europene, respectiv cei mai buni vor primi mai multe fonduri. Sunt mai multe condiționalități pe care țările vor trebui să le îndeplinească. Partea mai puțin bună este că în viitorul buget european, cel mai probabil nu va exista o anvelopă dedicată țărilor din partea NATO Estic. Va exista un buget comun pentru care vor concura și Sudul și Estul și aici sigur că va conta foarte mult care vor fi prioritățile interne la nivelul Uniunii Europene, care vor fi pericolele în acest sens. Știm foarte bine că de multe ori țările din vest sunt preocupate mai mult de anumite pericole imediate sau anumite riscuri imediate legate de migrația din partea de sud. Dar, cum vă spuneam, deci bugetul va fi pe agenda și un alt subiect destul de important ține deja de agenda strategică a Uniunii Europene pentru viitorii 5 ani. Discuții care, apropo, au avut loc preliminar la summitul de la Sibiu, a fost un summit informal, dar care deja a discutat despre noua agenda strategică a Uniunii Europene și în curând liderii europeni vor discuta acest lucru și Parlamentul Republicii. Pe mine și pe telespectatori, sunt sigur, interesează un lucru, cred că mai multe lucruri, dar unul este important. În ce măsură acest Parlament, care e mai fragmentat acum din cât înțeleg, așa, în ce măsură acest Parlament și instituțiile care vor fi alese atât de Parlament cât și de Consiliu, în ce măsură aceste instituții vor fi mai deschise spre Republica Moldova și în ce măsură viitorul european cumva va fi mai palpabil, ca să zic așa. Cred că faptul că, de exemplu, sunt mai mulți liberal-democrați, de exemplu, dacă e coaliția cu liberal-democrați sau cu verzi, asta înseamnă că ăștia vor trage mai mult spre turta lor, ca să zic așa, sau vor fi mai deschiși spre extindere. Ce înseamnă reconfigurarea forțelor politice în Parlament? Asta... Din punctul meu de vedere, nu va exista o schimbare categorică a politicii Uniunii Europene în raport cu politica sa externă sau cu politica de extindere a Uniunii Europene. Înainte de aceste alegeri europarlamentare, țări precum Germania și Franța au ținut foarte puternic să reconfirme care ar fi eventual viziunea a acestor două țări importante la nivelul Uniunii Europene cu privire la politica de extindere. Și știm acest lucru deja că prioritatea, într-un fel sau altul, va fi dedicată Balcanelor și nu este sigur că procesele de negocieri a Balcanelor se vor finaliza cu un proces de aderare. De ce? Fiindcă toate țările membre Uniunii Europene, în special cele din vest, pun un accent puternic pe partea valorică a procesului de aderare. Asta însemnând stat de drept, justiție și aceste lucruri vor fi prioritare în evaluarea țărilor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Despre Republica Moldova, Moldova va fi discutată în cadrul politicii europene de vecinătate, în cadrul politicii parteneriatului estic, care la moment împlinește 10 ani de zile și se află într-un proces de reflecție. Și această politică, cu siguranță, nu va prevedea o perspectivă de aderare în viitor apropiat și va fi axată mai mult pe ceea ce avem de făcut, ceea ce nu am reușit să valorificăm până la moment și lucrul ăsta ține mai mult de acordul de asociere și de parte valorică. Vom discuta în continuare acest subiect după ce vom urmări un reportaj despre europarlamentare din România și Republica Moldova. Partidul Național Liberal de opoziție a câștigat alegerile europarlamentare din România cu peste 26% din voturi. PNL a depășit cu aproape 4% Partidul Social Democrat aflat la putere. Cele două formațiuni au fost urmate de Alianța 2020 USR Plus cu peste 21%, Pro-România cu aproape 7%, UDMR și PMP cu 5,7% fiecare. Imediat după anunțarea rezultatelor exit poll-urilor, liderii PNL și USR Plus s-au felicitat reciproc pentru scorul obținut în fața Partidului Social Democrat aflat la guvernare. Foarte bun pentru Partidul Național Liberal. Îi felicit pentru rezultatul foarte bun obținut pe partenerii noștri din opoziție, alături de care este clar
pe momentul de față avem o majoritate în sprijinul unei guvernări legitime care să reprezinte cu adevărat cetățenii. Votul de astăzi arată că România renaște, că cetățenii români în sfârșit au redat sens democrației prin votul lor. România dă un exemplu și Europei despre de ceea ce poate să facă o nație atunci când societatea se mobilizează pentru a arăta politicii și politicienilor sensul în care trebuie să meargă țara. Nu sunt niște rezultate care să bucure PSD-ul. Trebuie făcute analize foarte rapid și foarte serios în partid. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a părăsit între timp viața politică din România, fiind condamnat într-un dosar privind angajări fictive. În prima sa reacție după europarlamentare, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că cetățenii au dat un vot de blam Partidului Social Democrat. Potrivit lui Iohannis, rezultatele au arătat că partidele de opoziție pot deveni o alternativă actualei guvernări de la București. PNL, împreună cu USR Plus, pot pune baza unei colaborări care vine ca o alternativă la actuala guvernare eșuată a PSD-ului. Iar PSD a primit cea mai aspră sancțiune pentru modul dezastruos în care guvernează și pentru atacurile permanente la adresa justiției. PNL s-a impus și în alegerile europarlamentare desfășurate în Republica Moldova. Formațiunea a acumulat peste 13.600 de voturi. Pe locul 2 s-a plasat PMP, fondat de ex-președintele României Traian Băsescu, cu aproape 11.000 de voturi. Alianța USR Plus a luat peste 3.500 de voturi, în timp ce Partidul Social Democrat a obținut puțin peste 3.200 de voturi. Formațiunea Pro-România, pe a cărei listă a candidat și vicepremierul Iurie Leancă, a obținut 1.350 de voturi. România are 32 de locuri în Parlamentul European. În urma alegerilor, PNL va avea 10 mandate, PSD și USR Plus câte 8, iar câte 2 vor fi deținute de Pro-România, Partidul Mișcarea Populară și UDMR. Domnule Leancă, dumneavoastră ați fost pe listele Partidului Pro-România, așa o tranziție foarte interesantă din job-ul pe care l-aveți acum de vicepremier pentru integrare europeană spre Parlamentul European. Sperăm să ajungeți deputat acolo, în urma, știu eu, deciziile care va fi luată de către partid, bineînțeles. Dar ca un, în calitate de participant activ la acest proces, la europarlamentare, cum o să-l descrieți telespectatorilor? În ce a constat? E același proces ca în parlamentare obișnuite naționale sau diferă? Doar două cuvinte să completez reportajul despre alegerile și rezultatele din România. Dincolo de faptul că acest partid relativ nou, USR, pe dreapta, a luat un scor fără precedent și surprinzător de mare, cred că un alt element extrem de important este că un partid de centru stânga, care se numește Pro-România, în frunte cu Victor Ponta, pentru prima dată în istoria post-revoluționară a României, a reușit să ocupe o nișă importantă, dând la o parte PSD-ul, partidul care tradițional a reprezentat acest segment extrem de important în România de centru stânga. Ceea ce este foarte important, este un partid de centru stânga, dar foarte pro-european, unul foarte și foarte modern și unul care ține la Republica Moldova. Și faptul că sunt unicul politician de la Chișinău care am fost invitat să participe pe lista unui partid românesc, cu șansele de a ajunge, care se mai păstrează încă, chiar în pofida faptului că pro-România a luat mai puțin decât preziceau toate sondajele. Iată, asta vorbește despre faptul că e un partid care ține foarte puternic la noi. În rest, campania a fost în linii mari, așa cum se derulează campania și în Parlamentul Național. Doar că, din păcate, nu am reușit să ieșim, cel puțin aici, în Republica Moldova, din acele tipare clasice, când oponenții nu au venit cu argumente, nu au pledând pentru un partid sau altul din România, nu au zis ce a făcut un partid, fiindcă este foarte important să fie în codul genetic al acestui partid o acțiune, un proiect pentru Republica Moldova și nu doar în preajma legii, o să se aduce aminte că iubim Basarabia și așa mai departe, cum s-a întâmplat, de exemplu, în cazul PNL-ului. Iar uitați-vă că noi suntem într-o situație interesantă. Noi suntem în afara zonei UE, deci aici regulile de reflectare, de exemplu, mass media, campaniei
sunt ca în Occidentul de Estul Sălbatic. TVR, de exemplu, Moldova a refuzat să mai aibă dezbateri sau emisiuni dedicate campaniei respective, când Jurnal TV de dimineață până seara, inclusiv duminică, a venit doar cu mizerii, cu minciuni, că în spatele meu stă Plahotniuc, care a dat lui Ponta 10 milioane de euro. Deci, din păcate, a creat a câta oară, așa, exact cum s-a întâmplat în ultimii 4 ani, iată o astfel de campanie de ură, de intoxicare și de minciună fără precedent. Iată, uitați-vă, suntem în afara UE și aici regulile, din păcate, nu mai există și ei fac abuz de această situație. Mie nu-mi pare rău că a fost votat puternic partidul domnul Băsescu. Cel puțin așa e perceput dânsul că a oferit moldovenilor această șansă de a călători și a munci în spațiul european. PNL-ul, în fruntea căruia neoficial se află domnul Iohannis, din păcate sunt convins aproape că, așa cum nu a fost interesat de noi în anii precedenți 5 ani, domnul Iohannis a fost câte ori la Chișinău de când a fost ales la odată în 15, dacă nu mă înșel. Mă tem că exact aceeași atitudine va fi și pe viitor. Dar eu mi-aș dori și aș fi foarte fericit să greșesc și Partidul Național Liberal să facă ceea ce cu domnul Ponta și pe gazoduc și energie electrică și așa mai departe pentru a angaja pe ansamblu Republica Moldova în acest exercițiu de integrare europeană. Fiindcă, Iulian, eu îți dau dreptate când vorbești despre analiza ta pe ce ar putea să se ocupe, care ar fi prioritățile Parlamentului European și a Comisiei. Dar șansa noastră mereu a depins de poziția, cred că 80% de poziția eurodeputaților din partea României, care, din păcate, mereu au fost divizați. Cei din PPE aveau atitudine, cei din social-democrații au atitudine, în loc să încercăm să creăm această platformă de abordare unică, fiindcă pentru România relația cu Moldova e totalmente diferită decât pentru Moldova și Portugalia. Și din punct de vedere al interesului istoric, dar și din punct de vedere al răspunderea la anumite provocări. Iată, încă o dată, doar în concluzie, alegerile au fost, din păcate, așa cum se fac la noi, cu minciună, cu ură și cu stigăte. În profit de acestui fapt, vreau să vă asigur că și eu și Pro-România, cu o echipă nemaipomenit de bună, va pleda și în continuare pentru interesul Republicii Moldova, pentru interesul cetățenilor moldoveni, să-i vadă exact pe același parcurs pe care s-a angajat România. Vreau doar să vă întreb ceva. Dumneavoastră aveți șanse foarte mari să ajungeți în Parlamentul European, deoarece într-un interviu acum mai recent am citit, domnul Ponta a spus că rămâne dânsul în politica României și domnul Tudose la fel rămâne în politica românească. Deci, de domnul Tudose încă nu se știe, dar mâine vor fi anunțate rezultatele finale și s-ar putea să avem nu două, dar trei mandate. Urmează să se facă ultimele calcule. Și domnul Tudose urmează să ia o decizie. În situația în care veți fi acolo, dumneavoastră a spus că, din păcate, deputații europeni români sunt divizați. Dumneavoastră, fiind acolo, vă asumați acum responsabilitatea să creați o platformă, așa, cumva să-i uniți, în ce privește atitudinea acestor deputați față de Republica Moldova? Iulian, cred că am suficientă experiență diplomatică, de comunicare foarte bună, de a clădi această abordare consensuală în raport cu Republica Moldova, aduceți-vă aminte de 2010, aduceți-vă aminte de 2014 și așa mai departe. Deci da, cred că aș putea, în cazul în care ajung în Parlamentul European, și am relații bune, apropo, cu mai mulți eurodeputați și din PNL, și din USR Plus, unde e domnul Cioloș, și din cei care sunt pe lista PSD-ului. Deci cred că dacă vii cu o abordare încă o dată, fără a ignora problemele anumite derapaje și așa mai departe situația din domeniul sectorul justiției și așa mai departe, oricum altă politică decât cea doar de critică e nevoie. Una de critică, dar și de angajare. Și cred că cu argumente am putea să ajungem în această fază. Doar că încă o dată contează în primul rând ce se întâmplă în Republica Moldova, în Uniunea Europeană, dar în primul rând contează ce se întâmplă la noi. Eu tare mă tem și uitați-vă că până la limita oferită de Constituție pentru a se știe vom avea legi anticipate sau nu, au rămas mai puțin de o săptămână, tare mă tem să nu ajungem în situația de până în 2009 când au aici comuniști la putere și nu conta cine e comisarul pentru extindere, cine e președintele Comisiei Europene, care este componența Parlamentului European. Deci sper ca în aceste zile să nu se întâmple ceva care ar putea iarăși pune în pericol
viitorul acesta nostru european. Sperăm și noi aici la conexiune. Acum însă vă propun, dragi telespectatori, să urmărim ce spun cetățenii români din Republica Moldova despre semnificația europarlamentarilor. Normale, am auzit că... Știu că s-au desfășurat într-un mod democratic, respecte voința cetățenilor europeni și sperăm că configurația Parlamentului va aduce beneficii tuturor cetățenilor din Europa. Eu nu am pașaport românesc, dar copiii mei toți au votat pentru și anume. Spui că o stat și în rând. Și cum vă par rezultatele? Credeți că va fi bine sau nu? Oi, sperăm. Doamne, ferește. Cum vă par rezultatele alegerilor europarlamentare? Normal. Normal. Eu aș spune că avem doi reprezentanți, asta e fericire. Foarte corect și bune. De ce anume așa? Mai mult și în primul rând că cozit partidul PSD, comunist condus de Iliescu, care putea alepi Basarabia România în 1989. Cred că parlamentarii europeni care au câștigat în Parlamentul Europei sunt toți tineri, cași din Basarabia, cași din România, care au participat la vot, care au un viitor înainte, nu bătrânii care vindeau pe un gram de ulei, pe un kilogram de sahăr, orez și pâine, așa mai departe. Eu mă gândim cum mergeau masiv PSD-ul, mă gândeam că o să aibă tot aceeași susținere. Am văzut că au mărit lepurile, au mărit asta, dar a fost neașteptat cam lucrul ăsta. Eu sunt un adept de-a lui Ponta, ca să vă spun sincer așa. Credem că Ponta o să ia mai multe voturi. Totul depinde cum vor fi aleși conducătorii comisiilor, instituțiilor respective. Dar cred că unica ce mă miră, adică nu mă miră, dar cred că este normal, câștigă tot mai mult verzii. Înseamnă că problema mediului, problema ecologiei este la ordinea de zi. Așteptăm rezultate de adânși deja. Da, dar cum vă pare? Cum sunt rezultatele? Păi sunt actuale, sunt transparente și la bine meritate, mă gândesc eu așa. Și ați reușit să votați? Da, da. Cât timp ați stat toată să vă votați? Păi nu mult, au fost, după părerea mea, mai puțin organizate, dar poporul nu și-a exprimat indiferența față de acest scrutin. Cum vă par rezultatele alegerilor europarlamentare? Sunt în așteptări. Așteptările care au fost preconizate pe măsură. Așa, ați reușit să votați? Da, desigur. Ce așteptări aveți în urma acestor alegeri? Ca și orice lume, schimbări. Schimbări spre bine. Iulian, eu vreau să te întreb un lucru așa. Uite, tot mai mulți cetățeni moldoveni au și cetățenia României. Și probabil că numărul acesta va crește. Oameni care vor vota în alegerile europarlamentare. Spune, te rog, ce se va întâmpla când, nu știu, toată populația Republicii Moldova vor fi și cetățeni europeni? Adică e o situație puțin inedită, ar zice eu, în politica europeană sau nu? Nu neapărat. Sunt și alte țări europene. Croația, spre exemplu, care e țara membra Uniunii Europene. Da, dar sunt sârbo-croați care locuiesc în Serbia, spre exemplu, sau în alte țări din Balcani. Adică nu cred că suntem, nu cred că suntem unici în sensul ăsta, dar puțin sau sunt sau vor fi candidați. Deci oricum noi suntem în altă cu totul situație. Da, dar oricum, bun, ce se întâmplă este că cetățeanul din Republica Moldova își va crui el singur calea în Uniunea Europeană în cazul în care statul Republica Moldova nu va reuși să facă. Sau mai bine spus, decidenții politici nu vor avea înțelepciunea și voința politică necesară să aducă Republica Moldova în Uniunea Europeană. Așa. Dar nu e o soluție, Iulian. Ce înseamnă singur? Asta înseamnă că va emigra în România sau în Italia sau în Franța. Nu, eu doar constat un fapt care se întâmplă și se probabil și așa și va face. Știi că chestia asta, într-adevăr, e unică pentru Republica Moldova, dacă cunosc alte situații care pot fi comparate cu noi și prin asta ne deosebim puternic și de Georgia și de Ucraina. Și acest argument eu l-am utilizat deseori atunci când am vorbit și mai recent și cea mai de mult timp cu cei de la Berlin și din Franța și așa mai departe și să știți că prinde, fiindcă foarte puțină lume știe că la noi o treime din populație deja sunt cetățeni europeni. Și atunci lumea zice că am în jur de 1 milion.
Da. Și atunci când vorbești despre acest argument, sigur că lumea se pune pe cel puțin o anumită analiză și reflexie. Asta am constatat eu cu politicieni de marcă, de calibru mare, ca să zic așa. Deci, sigur că încă o dată contează ce se va întâmpla în Republica Moldova, dar acest lucru, faptul că avem și 1 milion de cetățeni europeni și limba noastră este limba oficială a Uniunii Europene și că în comerțul exterior ponderea pieței europene este, cel puțin, la export aproape 70%, ceea ce nu are nici Georgia, nici Ucraina, ne face pe noi să fim absolut diferiți. Mai e nevoie de un mic element, să fie o clasă politică pro-europeană, pro-occidentală, filo-română, și care să facă acasă ce contează pentru a ne alinia la aceste standarde și instituții europene. Deci nu putem găsi o cale mai scurtă cumva? Nu. Eu cred că motiv noi... că suntem deja europeni. Nu zic ușa din spate, că suntem uneori criticați că intrăm pe ușa din spate. Unii europeni, olandezi în special sau alții, ne critică pe moldoveni că, uite, sunteți șmecheri că intrați pe ușa din spate. Dar hai să zicem, e pe bună, suntem cetățeni europeni, aproape 1 milion de oameni, așa, n-ar fi posibil să găsim la nivelul Uniunii Europene o soluție care cumva să taie aceste, să arde etapele cumva, care sunt aplicate în cazul Georgiei sau Ucrainei? Ilan, sunt două chestii care vreau să le spun. Unu, după mine, aderarea Republicii Moldova în Europeană nu trebuie să fie obiectivul în sine. Eu cred că cetățenii din Republica Moldova își doresc în primul rând să... într-adevăr, suntem europeni, vorbim o limbă europeană, suntem geografic europeni, dar eu trebuie cred să ne modernizăm și să ajungem. Eu cred că ce contează asta, mai mult pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova este să aibă o viață similară cum au vesticii, cum au alte țări din membra din Europa și să aibă aceleași oportunități. Și de asta cred că mai târziu sau mai devreme Republica Moldova, cred eu, va fi membra Uniunii Europene, dar asta nu se va întâmpla pe căi scurte. Nu există cale scurte în modernizare, nu există o țară... Durează, pentru că știm foarte bine, au avut mai puține solicitări și cerințe față de Spania, după Franco, după Salazar, au avut mai puține cerințe și față de greci, tot așa, tot așa. Nu există o soluție scurtă peste noapte, se numește unirea dintre Chișinău și București, exact. Și atunci peste noapte suntem și noi și în NATO. Va fi o soluție rapidă și nemaipomenit de benefică pentru toți cei care locuiesc în Republica Moldova. Pentru asta e nevoie de voința cetățenilor, exact, mai mult de jumătate din populație. Să vedem ce spune acum interlocutorul nostru prin intermediul Skype-ului. Este vorba de Andrei Țăranu, profesor de relații internaționale la CNSPA. Bună seara! Bună seara! Vă rog, alo! Bună seara, domnule Țăranu! Bună seara, vă rog! Ne auziți? Da, vă aud foarte. E vorba de telefon, Skype. Bună seara, dar oricum nu ne aude. Ba da, eu vă aud. Ok, eu nu vă auzeam atunci. Bună seara încă o dată. Bună seara. Spuneți-ne, vă rog, noi discutăm aici, ați urmărit, eu sper, discuția, cel puțin pentru câteva minute. Cum la București au fost percepute rezultatele în urma alegerilor europarlamentare? Ele au fost resimțite extrem de pozitiv, pentru că, incontestabil, s-au întâmplat două lucruri foarte importante. Pe de o parte, am avut o prezență uriașă la vot, în termeni românești, adică față de 32, acum 5 ani, a avut aproape 50% dintre cetățenii din România și din afară care s-au prezentat la vot. Lucru care nu se mai întâmplase în alegerile europarlamentare de foarte multă vreme. În al doilea rând, faptul că opoziția, iată, PNL și USR, au făcut niște scoruri extrem de importante, devenind niște partide importante atât la nivel european. Da? Pentru că PNL-ul este parte din PPE, teoretic cea mai importantă familie politică din Parlamentul de la Bruxelles, iar USR Plus a devenit al doilea partid ca mărime în ceea ce se numește actualmente ALDE, Renaissance și USR Plus, această nouă formulă politică care va exista pe scena
pe scena europeană și care foarte probabil va face parte din următoarea comisie alături de socialiști. Ori în această formulă la București s-au văzut aceste alegeri foarte europene. Adică atât pe o parte că au fost interpretate într-o cheie națională, pentru că toată campania a fost o campanie foarte legată de ceea ce se întâmpla în România, dar în egală măsură, cum spuneam, legată și conectată cu problemele europene. Pentru că toate aceste partide, inclusiv PSD-ul, vor trebui să se structureze în marile familii europene care astăzi sunt într-un puternic clivaj pentru constituirea și obținerea conducerii Comisiei Europene. Referitor la conducerea instituțiilor europene, credeți cumva că PPE și Germania în particular va insista asupra principiului Spitzenkandidaten? Foarte probabil, pentru că are tot interesul, în special doamna Merkel, să meargă pe această linie, pentru că altfel este foarte probabil să se construiască o alianță compusă din Partidul Socialist, condus de domnul Timmermans, de ALDE, Verzi și probabil stânga europeană plus Verzii din Nord, care să facă o majoritate. Fragilă, e adevărat, dar o majoritate care i-ar putea permite să își pună un comisar și să evite în această formulă vechea dominație a Partidului Popular European în Comisia Europeană. Orice, vocea schimbării a fost dată în Spania, după cum știți, au fost în paralel și alegeri parlamentare în Spania, care l-au adus acum 3 săptămâni în urmă din nou Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol la putere. Ceea ce sigur reprezintă un fel de schimbare de tendință, pentru că până acum socialiștii erau văzuți ca fiind într-o pierdere de vitalitate și într-o pierdere de suflu electoral, pe când în acest moment, iată, își revin încet, încet în diverse zone. Doamna Țărană, vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această seară cu noi. O seară bună să aveți! Noi revenim la discuția noastră odată ce Parlamentul va fi constituit. Că l-am întrebat și pe domnul Țărană despre acest principiu de Spitzenkandidaten și dumneavoastră, domnule Leancă, cum credeți? Se va insista pe acest principiu în continuare sau poate Parlamentul va avea o pondere mai mare în ce privește negocierea șefului Comisiei și poate alte funcții importante care sunt disponibile la moment de față? Mă refer la Consiliu și ce mai este? Că sunt 4 importante. Președintele Parlamentului European, președintele Consiliul European, exact. Președintele Comisiei Europene. Și în locul Mogherini tot, în alt reprezentant al Comisiei Europene. Ce s-a întâmplat? Iulian, eu cred că rolul Parlamentului European va fi mai mare decât a fost până acum. Dar acum să fac anumite preziceri cât de mare în raport cu 2015, care va fi rolul liderilor europeni în acest sens, cine va lua decizia finală sau va pune punctul pe ei, îmi vine greu să vă spun acest lucru. În cazul în care ajung totuși parlamentar european, am să vă pot relata ulterior ce s-a întâmplat în realitate. La Bruxelles, atunci când veți fi. Tu ce crezi, Iulian? Cum această dinamică a puterii se va manifesta următoarea perioadă, că este o perioadă practic imediată, în câteva luni. După mine, nu vom asista la o anumită schimbare radicală, categorică, radicală a abordării în formarea instituțiilor europene. Se va negocia o coaliție între 3-4 partide, mă refer la Partidul Popular European, socialiștii, democrații europeni, ALDE și posibil și Verzi. Vă spuneam că în 2009 a existat o astfel de practică și în acest proces de negociere se va discuta cui va înveni întâietatea la președintele pentru poziția de președinte a Consiliului European, președintele Comisiei Europene și președintele Parlamentului European. În 2009-2010, mandatul respectiv, a existat chiar o înțelegere că președintele Parlamentului European avea practic
practic o mandat de 2 ani jumătate pentru PPE și un mandat de 2 ani jumătate pentru socialdemocrați. Deci există diferite formule de negociere. Cu siguranță, ce putem spune astăzi este că cele două partide care au format coaliția în Parlamentul precedent, socialdemocrații și Popular Europene, vor dicta practic această agendă și eu cred că este o valoare adăugată că ALDE va avea o voce mai importantă în acest sens și lucrul ăsta apropo e valabil dacă ne uităm la perspectiva discuțiilor politice externe, în special dacă vorbim de Republica Moldova. Și în ALDE, și în PPE, și în, Social, și în Partidul Social-Democrați Europene există parlamentari, nu doar în România, dar și în alte țări, care cu siguranță vor pleda pentru o relație mai apropiată cu aceste țări și cu o politică mai avansată care ar pune accent pe dezvoltare și pe modernizare și eventual pentru o privire mai mare cu de Uniunea Europeană. Este foarte interesant, de altfel, impactul acestor alegeri europarlamentare asupra politicii interne în mai multe state membre și vă propun dumneavoastră, dar și telespectatorilor, să urmărim un material video despre acest impact în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Rezultatele de la europarlamentare s-au răsfrânt și asupra situației politice interne din anumite țări. Premierul grec Alexis Tsipras, al cărui partid de stânga Syriza a fost învins de formațiunea Noua Democrație, a anunțat convocarea alegerilor parlamentare anticipate pe 7 iulie. Syriza a fost învinsă și la alegerile locale care s-au desfășurat concomitent cu europarlamentarele. La alegerile europene, Syriza a obținut sub 24% din voturi, în timp ce Noua Democrație a primit peste 33% din sufragii. La alegerile regionale, Noua Democrație a trecut la controlul marii majorități dintre cele 13 regiuni grecești. La municipalele din Atena și de la Salonic, candidații Noii Democrații au ieșit pe primul loc, dar lupta va continua în al doilea tur de scrutin. Αμέσως μετά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών, θα ζητήσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας την άμεση προκήρυξη εθνικών εκλογών. Για να είναι τελικά ο ελληνικός λαός αυτός και μόνο αυτός που θα πάρει την οριστική απόφαση. Αν επιθυμεί να συνεχίσουμε με ένα σχέδιο για την στήριξη των πολλών ή αν επιθυμεί την επιστροφή στα σκοτάδια της λιτότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο χθες που όλοι και όλες ζήσαμε. Ales pentru prima dată în ianuarie 2015, Alexis Tsipras își va încheia mandatul în octombrie. El a venit la putere promovând politici radicale de stânga, dar a fost mai târziu acuzat de opozanți că și-a trădat electoratul după ce a fost constrâns să-și abandoneze promisiunile preelectorale în scopul austerității. Analiștii cred că organizând alegeri anticipate, Tsipras vrea să zădărnicească înfrângerea partidului său de către Noua Democrație, care, potrivit previziunilor, va controla guvernul. Unii analiști consideră că rezultatele de la europarlamentare vor influența și situația politică din alte țări. De exemplu, publicația americană Forex Live scrie că după victoria partidului Liga Nordului, liderul acestuia, vicepremierul italian Matteo Salvini, e tentat să organizeze anticipate. El ar dori să-și aducă mai mulți oameni în guvern, în detrimentul aliatului său Mișcarea 5 Stele, care e în scădere. Și în Germania ar putea fi decise anticipate, spun observatorii. Ei pornesc de la scorul slab înregistrat de socialdemocrați, aliații creștinilor democrații de la guvernare. Unii comentatori consideră că socialdemocrații și-ar dori anticipate pentru a preveni migrarea deputaților săi către verzi, care s-au clasat pe poziția a doua la europarlamentare. Iulian, așa o întrebare puțin mai teoretică. Ați urmărit cu toții acest impact pe care au alegerile europarlamentare asupra politicii interne. Cum îți pare? Este un fapt inedit sau s-a mai întâmplat și în trecut când alegerile europarlamentare reconfigurează cumva politica internă? După mine este ceva inedit. Ție cum îți pare? Nu, judecând după nivelul de prezență, eu cred că mai ales în țările precum Franța sau exact. Spania, aceste alegeri europarlamentare cu siguranță au și un efect asupra. Din cauza ratei înaltă de participare, exact. Pentru că e legitimitatea și e folosită ca un gen de comparație cu politica internă. Este un fapt foarte interesant după mine și dacă se va păstra în continuare această conexiune între politica internă și politica europeană, s-ar putea poate într-adevăr că ne vom mișca pe calea aceasta federală poate și cumva, nu știu, Uniunea Europeană va deveni un organism mai puternic poate. Ce credeți, domnule Ancă? E posibil această evoluție sau... Iulian, eu tot mă gândesc la ce se întâmplă la noi aici. Ok, revenim. Și la evoluțiile din spațiul Uniunii Europene
Încă o dată, va fi probleme. Noi deja am înțeles că dumneavoastră veți reprezenta acolo nu doar interesele României, ci așa Republicii Moldova. Vor fi indiscutabil probleme. De când mă ocup de integrarea europeană din 97, mereu Uniunea Europeană s-a confruntat cu probleme mai mici sau mai mari. Dar a fost mereu capabil să depășească, fiindcă e un proiect fără precedent, un proiect de pace și va supraviețui. Problema pentru mine e ce vom face noi. Și cum ne raportăm noi la Uniunea Europeană din prisma creierii unei majorități și promovarea unor reforme. Iată, nu știu, fiindcă a rămas foarte puțin timp, din păcate. A rămas, după cum constatam, mai puțin de o săptămână. Mâine va fi o zi foarte interesantă cu trei vizitatori de pe diverse meridiane și și regiuni și centre de influență, exact. Să vedem pentru ce vin acești emisari de la Moscova, de la Bruxelles și de la Washington. Oricum, dumneavoastră nu cunoașteți pentru ce vin. Eu nu cunosc, eu pot să repet doar ceea ce am spus și cu alte ocazii, că doar o majoritate pro-occidentală, pro-europeană ne poate salva pe noi și să ne scoată odată și odată din această zonă gri de tranziție, de incertitudine, care înseamnă plecarea oamenilor și care înseamnă imposibilitatea de a construi niște instituții și o economie prosperă. Dar sunt tot mai puțin și mai puțin optimist, fiindcă, vă spuneam, s-a intrat deja într-o zonă foarte periculoasă a teatrului absurdului. Atunci când cei din acum, care pretind că sunt pro-occidentali și vor un model politic, economic, social, bazat pe aceste instituții pro-occidentale, încearcă să creeze o relație și o majoritate cu cei din cu socialiștii care vin din altă zonă de influență. Când văd ce zic cei de la acum, că sunt gata să discute cu Kozak, cel care simbolizează o abordare a Moscovei menită să ne facă captivi, mereu să depindem în zona, să rămânem în zona de influența Rusiei, memorandumul Koza, prin acel, exact, prin acest principiu de veto al regiunii Transnistrene asupra politicilor sau deciziilor importante. Deci când Oazul Antoi, cel care era vârful de lance, de atac împotriva unei astfel de politici a Moscovei, zice că e gata să discute cu Koza și nu relația bilaterală. Nu cum se retrag trupurile rusești, nu cum Rusia nu aplică un tratament discriminatoriu, un comerț bilateral și așa mai departe, dar să discute aranjamentele post-electorale din Moldova cu acest personaj emblematic pentru noi. Iată, îmi pare că am ajuns într-o zonă extrem de periculoasă pentru tot ce înseamnă acest viitor european al Republicii Moldova. Am ajuns și noi la sfârșitul emisiunii. Eu sper totuși că viitorul Republicii Moldova este totuși mai frumos decât se pare că este, așa. Și sper eu că și alegerile noi în Parlamentul European cumva ne vor ajuta. Și faptul că și dumneavoastră sper să fiți și parlamentar european. Cu aceasta vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră. Vă doresc o seară bună, iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă invit să ne urmăriți duminica viitoare la 19:00. O seară frumoasă să aveți!